Ce e întrebarea zilei? Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei! Astăzi avem un alt invitat special și anume pe Irina Giurgiu, antrenorul secund al Naționalei Feminine de Fotbal. Bună, Irina! Bună! Eu am făcut o descriere așa mai generală. Aș dori să te prezinți tu și să le spui oamenilor ce ai dori să afle ei despre tine. Da, mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Chiar mă bucur, este ceva nou și pentru mine și sper să fie o întâlnire frumoasă în care să ne cunoaștem unii pe alții cât mai bine. Numele meu este Irina Giurgiu, cum ai spus și tu, am 29 de ani, sunt căsătorită și marea mea pasiune este fotbalul. O să spun că am început destul de târziu să practic acest sport, datorită faptului că am auzit că fotbalul nu este pentru fete și atunci cumva am avut o reținere și nici măcar n-am știut că se poate practica, dar jucam tot timpul cu copiii acasă, la țară, în curtea școlii, jucam tot timpul fotbal, chiar dacă spunea lumea că este un sport doar pentru băieți. Iar după ce am jucat în Baia Mare, la echipa Independența Baia Mare, am jucat 6 ani, după care mi-am dat seama că nu mai pot să fac performanță ca jucătoare și atunci am zis să merg să urmez calea antrenoratului. Și așa, la o vârstă destul de fragedă, spun eu că am început să mă documentez, să învăț și să pot să ajung să fac performanță în meseria aceasta și în pasiunea mea, pentru că ăsta era obiectivul principal. Văd din pasiunea ta să poți să câștigi bani, adică să nu simți că lucrezi, cum fac și acum. Exact, adică dacă faci ceea ce îți place o viață, nu simți că o muncești. Chiar îmi place ceea ce fac și recomand tuturor să-și urmeze visul. Spune, Irina, cum îți începi tu dimineața? Ai un ritual anume care îți face mai ușoară intrarea în problemele cotidiene? Nu pot să spun că am un ritual anume, depinde unde sunt. De exemplu, eu, fiind antrenor la echipa națională, sunt foarte mult plecată în cantonamente și atunci am două ritualuri, să spun așa. Unul când sunt acasă, când am munca de birou, în care trebuie să mă trezesc dimineața la 7:40, îmi pregătesc micul dejun, mă aranjez și plec la birou, stau la birou până la ora 17, deci este o zi în care mă pregătesc pentru birou. Este altceva, trebuie să mă îmbrac elegant, trebuie să mă machiez, să mă aranjez, este altceva. Iar dacă sunt în cantonament, la fel, încerc să mă pregătesc cât mai bine, dar în ținută sportivă. Adică să mă aranjez pentru ținuta mea de antrenament sau de ședință, de ce program aveam. Ai un motto sau un proverb care ți-a devenit ca o filozofie de viață? Da, pot să spun că am. Neapărat că l-a spus cineva, nu știu dacă l-a spus cineva, dar eu cred în el. Acest lucru mă ajută foarte mult. Între ghilimele, acesta este, dacă îmi spune cineva că nu voi reuși, atunci voi reuși. Pentru că pe mine mă ajută lucrurile astea. Dacă cineva spune că nu pot, chiar doresc să demonstrez că pot. Dacă îmi doresc cu adevărat să fac lucrul acela normal, dacă nu doresc, nu voi încerca. Ce sfat le dai tinerelor care sunt la început de drum în cariera pe care tu ți-ai ales? Ce îmi doresc eu de la orice copil care face sport? Să facă cu plăcere, cu pasiune. Dacă ei încep să lucreze cu pasiune, atunci cu siguranță se vor vedea și rezultatele. Să nu meargă undeva unde nu le place, unde nu se simt bine, unde nu se simt apreciați, pentru că este foarte greu să progresezi într-un mediu ca acesta. Deci trebuie să meargă să practice un sport, să facă cu plăcere și cu siguranță vor avea și rezultate. Care este peisajul care te-a lăsat pe tine fără cuvinte? Am călătorit foarte mult, având în vedere că avem meciuri internaționale, am fost și în Statele Unite și în China și în mai multe țări din Europa. Dar spun eu că unul dintre locurile mele favorite este Transfăgărășanul și îmi place foarte mult Bâlea Lac. Simt o liniște acolo unde nu am mai găsit-o nicăieri în lumea aceasta. Care este lucrul pe care l-ai câștigat ultima oară? Ultima victorie cu echipa națională cred că a însemnat foarte mult pentru mine. Este meciul împotriva Croației de luna trecută. Acum avem și calificări pentru campionatul european. Din păcate nu mai avem șanse de calificare. Mai avem încă 3 meciuri de disputat. Voi intra chiar sâmbătă în cantonament. Ne vom pregăti pentru meciul cu Lituania din deplasare în 23 și în 27 avem acasă cu Elveția.
Deci anul 2020 a fost un an nefast atât pentru băieți cât și pentru fete. Da, din păcate nu a fost un an foarte bun. Am avut și un regret pentru că ne-am calificat cu Under 17, eu fiind antrenoare principală acolo, ne-am calificat la turneul de elită. Din păcate n-am mai putut să jucăm pentru că s-a anulat. Și atunci am muncit 4 ani, luând fetele de la Under 15, ne-am calificat la elită și acum, din cauza pandemiei, prin septembrie am fost anunțat că nu se mai ține. Deci, cumva, am anumite regrete din punct de vedere sportiv anul acesta. Ai vreo superstiție? Nu cred în superstiții. Cred că ne trag în jos aceste lucruri. Că trebuie să nu te întorci dacă ai uitat ceva sau să nu dai înapoi. Deci consider că mai mult ne-ar face rău superstițiile decât da. Bine. Așa este. Dar am văzut de foarte multe ori jucătorii cum își fac semnul crucii și apoi iau un smoc de iarbă și îl bagă în sân. Dacă ar fi de ajutor, atunci ambele echipe ar trebui să câștige, pentru că la ambele echipe fac jucătorii asta, deci nu cred în asta. Colecționezi ceva sau colecționai când erai mică? Nu am colecționat niciodată nimic. Cred că amintiri mai mult. Amintiri, poze, îmi place oriunde merg, unde călătoresc să-mi fac o poză, fie un selfie, fie la peisaj, cred că asta ar fi fotografiile. Când simți că ești deznădăjduită, cum îți aduni forțele pentru a începe din nou cu același elan și cu aceeași motivație? De obicei sunt o fire foarte ambițioasă și da, la un moment dat toată lumea obosește pentru că suntem oameni și este normal să obosim. Îmi place să fac foarte multe lucruri și cred că din cauza aceasta obosesc mai des decât alte persoane pentru că sunt implicată în mai multe proiecte. Am munca de birou, am echipele naționale, mai mi-am făcut și un club pentru că îmi place să fiu pe teren în fiecare zi. Am un club de fotbal de 3 ani de zile. Cum se numește? Dream Team București. Da, am 47 de fete, ceea ce îmi consumă puțin din energia mea într-o zi. Dar spun eu că atunci când obosesc, cel mai bine să nu renunț, ci să iei o pauză. De obicei îmi iau pauze. Dacă simt că am, de exemplu, am o lună când nu am pauză, am și echipa națională și birou și meciuri cu echipa de club, atunci prefer 2-3 zile să mă retrag și să încerc să mă adun un pic eu, după care o iau de la capăt. Nu stau foarte mult pentru că nu pot, că mă plictisesc. Clubul tău se adresează exclusiv fetelor? Da. Am făcut un club împreună cu soțul meu doar pentru fete, pentru că aici îmi doresc să creștem cel mai mult. România are nevoie de echipă feminină puternică și avem nevoie de echipă națională puternică. Și spun eu că aici trebuie să muncim, să luăm de la bază, să formăm jucătoare, să le creștem, după care să avem rezultate. Nu putem să așteptăm la echipa națională să avem rezultate dacă nu avem junioare. Cum preferi să-ți faci cumpărăturile, online sau în modul tradițional? Recunosc că nu prea am timp să fac, dar când fac cumpărăturile în mod tradițional, îmi place să merg, să-mi aleg produsele, să citesc eticheta, dacă trebuie să-mi cumpăr haine, merg în magazine, probez. N-am încredere în site-uri foarte mult, pentru că am văzut și alte persoane, soțul meu mai își comandă așa și mai a luat câte o țapă, să spun așa, cu Adidas, care nu sunt originali și nu-mi place să-mi consum energia și după aia să-mi pare rău. Apropo de produse, spune-mi ce te face să-ți placă o reclamă și ce anume te face să detești o reclamă? Da, este o întrebare amuzantă pentru că mie nu-mi plac reclamele, mai ales atunci când mă uit la un film sau la o emisiune și este foarte interesant, atunci apare o reclamă. Da, asta fiind o glumă, dar mă uit la o reclamă când este reală. Nu-mi plac reclamele cu personaje, îmi plac când mai reale să fie și cât mai comice, adică să-ți aducă un plus de energie dacă tu stai în fața televizorului și te întrerupe de la ceva frumos. De ce alegem să ne descărcăm nervii pe cei dragi nouă și nu ni consumăm pe cei care ni produc, care ne-au adus în această stare de nervozitate? Am și eu problema asta câteodată pentru că eu reacționez rapid, adică sunt o fire calculată, adun, calculez lucrurile, nu mă enervez, nu jur.
dar se adună la un moment dat foarte multe lucruri și dacă explodezi pe cineva și pe persoana nepotrivită, regret, clar, după câteva minute. Dar îmi trece la fel de repede, adică eu dacă am spus ceva, realizez că am greșit și îmi cer scuze pentru că nu a fost ok, dar de multe ori, dar ne controlăm și cred că ar trebui să analizăm mai mult situația, după care să reacționăm sau să lăsăm să treacă 10-20 de minute să ne calmăm, după care să răspundem la un mesaj, să sunăm pe cineva. Care este modul tău cel mai plăcut de a te relaxa? Îmi place să alerg. Am, să zic așa, un ritual de duminică cu una dintre prietenele mele. Ieșim în parc și alergăm. Deci alergat mă relaxează foarte mult. Și dacă am și o companie plăcută, pentru că nu-mi place să alerg singură, mi-a plăcut tot timpul să fac parte din echipele de fotbal, de handbal, de volei, nu contează, dar să fie echipă. Îmi plăceau sporturile individuale. Așa că mi-au o colegă de alergat. Acesta ar fi un lucru, îmi place să mă plimb, îmi place să mă joc cu prietenii, diferite jocuri distractive, jocuri de cărți, depinde în ce moment. Cu ce star de la Hollywood și cu ce sportiv mondial ți-ar plăcea să petreci o oră din viața ta? Wow! Mi-ar plăcea, cred că din sport, mi-ar plăcea cu un antrenor. Cred că ar fi Guardiola. Mi-ar plăcea să-l întâlnesc, să stăm la o poveste așa, să vorbim despre fotbal. Pentru că îl admir foarte mult ca antrenor și îmi place cum lucrează cu jucătorii, îmi place filozofia lui de joc și chiar am încercat să preiau anumite lucruri de la el, normal, la nivelul la care putem noi să adaptăm. Iar de la Hollywood spune că probabil Brad Pitt, că e un actor foarte bun și mi-ar plăcea să-l întâlnesc. Spune-mi, Irina, cât timp petreci pe telefon, cu telefonul în brațe, cum se spune? Da, din păcate am văzut că ne afectează foarte mult tehnologia și uităm cât timp stăm pe telefon, dar avem noroc că acum telefonul ne arată. Vezi că ai stat atâtea ore pe zi și cumva ne ajută să conștientizăm că este prea mult câteodată, stăm prea mult și nu folosim timpul util. Depinde de zi. Dacă am o zi cu birou, cu antrenamente, stau foarte puțin. Dacă am o zi de weekend, stau mai mult. În timpul săptămânii, când am muncă de birou și antrenament, stau în jur de o oră, oră și ceva. În weekend stau chiar 3 ore, am văzut raportul săptămânal, deci și zilnic. Deci, cumva, aș vrea să stau mai puțin. Când ești pe YouTube, ce cauți mai des? De obicei muzică, îmi place atunci când merg la birou, merg pe jos pentru că stau foarte aproape de birou și fac cam 10 minute și atunci îmi pun 2 piese pe YouTube și ascult și mă uit la interviuri cu antrenori, cu jucători de fotbal, îmi place să mă uit la exerciții, să încerc să le adaptez la nivelul jucătoarelor mele, deci cumva muzica și sportul. Alegi să răspunzi sau nu răutăților sau invidiilor atunci când ele apar? Depinde de persoană, cred. De exemplu, în spațiu public, pe internet, nu-mi place și nu voi riposta la ceva pentru că nu-i văd rostul. Dacă cineva mă atacă în scris sau verbal, încerc să rezolv, să-l sun, să vorbim. Dacă nu-mi răspunde și nu vrea să ne întâlnim față în față, nu accept nicio critică și nicio ironie. Dacă vrei să-mi spui ceva cu adevărat, îmi spui în față. Dacă nu, înseamnă că nu merită să mă consum. Când trebuie să iei decizii importante, te sfătuiești cu cineva sau le iei de una singură? Tot timpul mă sfătuiesc cu soțul meu și cu familia. Iar la final, eu iau deciziile. Deci mă consult să văd mai multe păreri. La final, în urmă, trebuie să ne asumăm anumite decizii. Dacă sunt bune, dacă nu sunt rele, până la urmă este viața noastră și putem să greșim și să învățăm din greșeli. Deci îmi place și să risc, deci nu merg tot timpul la sigur, poți să risc și să câștigi și cred că până acum am reușit. Este normal să existe un război între generații? Da, cred că este normal și cred că tot timpul vor fi aceste războaie, să spun așa, între ghilimele.
Și cred că până la un punct sunt foarte bune, dar cred că ar trebui să lăsăm puțin de la noi și cei tineri și cei mai în vârstă și să ajungem la un numitor comun, spun eu, pentru că nu putem să ne ascultăm de cei mai în vârstă. Au avut anumite experiențe care merită să le luăm în considerare. Cred că și cei mai în vârstă ar trebui să țină cont și de părerea noastră. Ce carte ți-a plăcut foarte mult și ai simțit că a schimbat ceva major în conștiința ta? De obicei eu citesc fie cărți de dezvoltare personală sau cărți despre sport, fie jucători sau filozofii de joc ale unor antrenori. Dar una dintre cărțile care m-a schimbat pe mine ca și om, ca și persoană, a fost Puterea magică a gândului. Important e mesajul pe care l-a transmis această carte și cred că am învățat foarte multe și mi-am atins unele obiective după ce am citit cartea, pentru că înainte eram puțin dezorganizată și nu știam exact ce îmi doresc de la viață. Dar după ce am citit-o, m-a făcut să cred mai mult în șansele mele și să notez anumite obiective pe care cu timpul am ajuns să le îndeplinesc. Și mi-am propus ca până la 30 de ani să am anumite obiective și am 29 și în decembrie anul ăsta sper să îndeplinesc și ultimul obiectiv. La mulți ani, mulți înainte și să-ți realizezi toate obiectivele pe care ți le-ai propus. Mulțumesc frumos! Probabil că nu te vei opri aici, îți vei fixa și pentru 40, și pentru 50, pentru 60, pentru 70, și pentru 80, nu? Și așa mai departe. Cu siguranță, da. Dar tu, dacă ai scrie o carte, ce titlu ei pune și despre ce ar fi vorba în ea? Cred că aș merge tot pe partea aceasta motivațională și cumva combinată cu partea sportivă. Cred că aș alege titlul Crede în visul tău. Foarte frumos. Așteptăm să o publici? Ok. La 40 de ani. Prim obiectiv. Ok, deja l-ai fixat. Care este mașina visurilor tale? Da, am o problemă cu mașinile. Nu-mi plac. Dar nu, de fapt, uite, nici nu te-am întrebat dacă ai permis sau nu. Acum fac școală, am făcut deja 2 ore de condus, dar acum nu-mi place nicio mașină. Adică nu am ceva, nu cred că pot să mă gândesc la un lucru material așa de mult, să-mi doresc așa de mult, ca să mă simt împlinită. Nu lucrurile astea mă fac fericită pe mine. Adică pentru mine o mașină, oricum e mașină, nu contează ce model e. Dar spunem din prisma elevului, ce te enervează cel mai mult la participanții din trafic? Da, de exemplu, am avut săptămâna trecută cele 2 ore de condus și cred că noi acum oamenii nu mai avem răbdare. Nu mai avem răbdare ca ceilalți să învețe, să le dăm timp. Și nu luăm în considerare că și ei au început de undeva, nu s-au născut învățați, n-au știut să conducă de la prima ședință. Deci cumva asta mă enervează, că nu avem răbdare. Trecem de la o mașină la o mașină a timpului și spunem, dacă te urca într-o mașină a timpului, ce ai alege să vezi, viitorul sau trecutul? Mi-aș dori să văd trecutul. Încă o dată să-mi văd viața mea, să văd cum am început și ce aș putea să iau din trecut, să fac mai bine ca să fiu acum în prezent o versiune mai bună a mea. Nu mi-aș dori să văd viitorul, pentru că ar fi ceva monoton, aș ști deja ce se întâmplă în viitorul meu, deci nu m-ar motiva să văd viitorul. Dacă ai avea 1 milion de euro în momentul de față și ar trebui să investești în ceva, ca apoi să te bucuri de profit, spune-mi în ce ai investi acel 1 milion de euro. Dacă ar fi să mă gândesc la profit, o să spun imediat La ce mă gândesc, dar prima dată m-aș gândi să investesc în timpul meu, pentru că noi avem pe pământ doar o viață, da? Și eu cred că timpul este foarte important pentru noi. Cred că aș face mai puține lucruri, aș munci mai puțin, să spun așa, dar mai inteligent și m-aș bucura de timp mai mult, să am timp mai mult liber. Deci aș investi în timp cumva, dar în timp liber, să am mai mult timp liber. Dacă ar fi să mă gândesc la o afacere, cred că tot aș face ceva în sport și mă gândesc aici la o bază sportivă, unde să am teren, unde să am condiții foarte bune de refacere, să am saună,
să am o bază cu multe terenuri, pentru că eu compar tot timpul cu ce am văzut în străinătate. Dacă mergem cu Naționala în cantonament în Spania, avem o bază incredibilă, cu hotel, cu 7-8 terenuri, nu mai știu câte sunt pe acolo. Deci sunt condiții incredibile și noi în țară nu avem așa ceva. Cred că aș face o bază sportivă foarte, foarte tare. După acest interviu, dacă ar veni soțul tău la tine cu două bilete care te pot duce oriunde, care ar fi destinația aleasă? Având în vedere că am fost în Statele Unite și mi-a plăcut foarte mult, aș mai merge încă o dată acolo și aș încerca să mă bucur mai mult de timpul petrecut acolo. Când am fost, în 2016, am fost cu echipa. Cu echipa națională am avut două meciuri cu Statele Unite și a fost și presiunea meciului, a fost altceva. Acum aș merge în vacanță. Deci dacă ar veni acum, sper să vină, dar aș merge, am zbura în Statele Unite. Mai ales că eu am și viză, deci mai trebuie doar el să-și ia viza. Cum îl cheamă pe soțul tău? Călin Giurgiu. Călin, gata, poți intra cu biletele. O, super. Să știi că plec imediat. Acestea au fost întrebările mele pentru tine. Mulțumesc frumos. Și eu îți mulțumesc, dar nu încheiem. Aș vrea ca și tu să adresezi o întrebare celor care ne-au urmărit. O întrebare a zilei. Ce vrea să schimbi în viața ta ca să fii fericit? Pentru că am văzut în ultima perioadă foarte multe persoane triste, supărate, fără chef de viață. Și înseamnă că trebuie să facem ceva pentru asta. Nu putem să lăsăm să treacă timpul și noi să nu ne rezolvăm anumite probleme. Deci asta i-aș întreba. E o întrebare foarte bună. Irina, pune-ne ce planuri de viitor ai, ce proiecte și unde te pot găsi oamenii dacă vor să comunice cu tine? Cum am spus și înainte, până la 30 de ani am avut anumite obiective. Pot să spun și obiectivele pe care le-am avut, câteva așa, să spun așa rapid. Mi-am dorit să am un club de fotbal al meu, mi s-a îndeplinit dorința. Mi-am dorit să mă înscriu la licența pro UEFA, să fiu prima femeie din România care va obține licența pro. Deci asta în decembrie, vedem dacă voi fi prima. Eu sper că voi fi și că voi lua toate examenele. Ținem pumnii. Și ce plan? Mulțumesc. Sper să fie ok. Am emoții încă, pentru că este o perioadă grea cu pandemia și sper să putem să ne încadrăm în timp. Pe viitor îmi doresc să rămân în continuare antrenor la echipa națională și să mă calific cu echipa la un campionat european sau un campionat mondial. Eu zic că este un lucru foarte frumos să reprezinți țara, dar cel mai frumos lucru este să ai și rezultate, pentru că o țară întreagă așteaptă aceste rezultate. Sperăm că vor apărea cât de curând, pentru că suntem nerăbdători să privim meciurile de la un turneu final la televizor, să ieșim în stradă, să ne bucurăm. Da, așa să fie. Vom munci pentru asta, pentru că asta este meseria noastră și nu putem să pornim la drum fără să avem obiective, cum am spus și înainte. Iar despre a doua întrebare, mă puteți găsi pe Instagram, Irina Giurgiu, pe Facebook, am și o pagină cu like. Pentru că am, să spun așa, mulți prieteni pe pagina mea personală și atunci am decis să-mi fac și o pagină cu like. Iar pentru clubul nostru puteți să ne găsiți pe Facebook, Instagram și avem și un site, ACS Dream Team București. O întrebare mai am pentru tine, uite, venit acum la final și nu are legătură cu întrebarea zilei. Și doar așa, știu că s-au pus multe bețe în roate fotbalului feminin. Cum simți în momentul de față? Simți mai mult sprijin din partea părților sau în continuare fotbalul feminin e privit cu ochii răi? Spun că în ultima perioadă fotbalul feminin s-a dezvoltat și aici mă refer în ultimii 4 ani în care am crescut numărul de jucătoare practicante de fotbal și spun eu că am crescut numărul cantitativ. Dar mai trebuie să lucrăm și la partea calitativă, pentru că aici cred că putem să aducem mai mulți oameni alături de noi. Da, din păcate, unii oameni da, nu ne apreciază, ne privesc de sus sau că de ce facem acest sport, că nu suntem băieți și multe, multe critici.
Da, s-a făcut și o cercetare UEFA în care arată că fetele care joacă fotbal au mai mare încredere în ele decât dacă ar practica un alt sport. Pentru că tot timpul spune cineva din spate, nu poți, nu o să reușești, lasă-te de fotbal. Nimeni nu vine, adică din ce cunosc eu, să vină să te aprecieze, în afară de familie. Dar încet, încet sperăm să aducem și oameni și din afara familiei care să urmărească acest sport. Până să înceapă pandemia, cam care era numărul spectatorilor la un meci al național? Cam în jur de 2000 de spectatori. Cei mai mulți spectatori am avut în 2016 când am jucat un baraj cu Portugalia pentru a merge la turneul final pentru campionatul european și am avut 5000 de suporteri. În rest, cam în jur de 2000. Cred că așteptați cu nerăbdare o atmosferă cu un stadion plin. Cu siguranță, mai ales după pandemia aceasta, cred că și dacă ar fi 100 de suporteri ne-am bucura. Doar să nu mai vedem tribunile goale, pentru că nu e același sentiment să joci așa fără spectatori. Spectacolul fotbalistic nu este complet fără elementul public. Irina, îți mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, chiar mi-a plăcut și sper să ne mai întâlnim. Cu siguranță, dragilor, îi mulțumim Irinei, vă mulțumim vouă pentru că ați avut răbdare și ne-ați urmărit până la final. Mulțumesc partenerului Media, pagina de media.ro și până data viitoare, numai bine și puneți-vă întrebări în fiecare zi. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine?